Bun venit la prezentarea a 5 lucruri neștiute despre Libia. Orașul vechi al Tripoli, capitala Libiei, Tripoli, găzduiește un oraș vechi istoric, cunoscut sub numele de Medina. Această zonă îngustă și labirintică este plină de piețe, moschei și clădiri istorice, oferind o privire în trecutul bogat al țării, Leptis Magna, oraș roman antic, Libia are situri arheologice impresionante, cum ar fi Leptis Magna. Acest oraș antic roman, în mare parte bine conservat, a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO și oferă o vedere captivantă a arhitecturii și vieții romane, deșertul Ubar și lacurile de nisip, deșertul Ubar situat în sud-vestul Libiei. Este cunoscut pentru lacurile sale de nisip. Acestea sunt formate în depresiunea adânci, creând un peisaj deosebit și oferind o oază de liniște în mijlocul deșertului. Tadrata Cacus, artă rupestră, regiunea Tadrata Cacus este renumită pentru arta sa rupestră, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Aici veți găsi picturi și gravuri vechi de mii de ani, reprezentând scene de vânătoare, viața cotidiană și animale sălbatice. Bazinul Gadames, oază Gadames, situată în deșertul libian, este un oraș istoric bine conservat, cu clădiri din piatră și străzi acoperite. Orașul vechi a fost înscris pe lista UNESCO pentru patrimoniul său cultural și arhitectural. Este important să menționăm că situația politică din Libia a fost instabilă în ultimii ani, iar călătorii ar trebui să fie bine informați și să urmeze recomandările de călătorie emise de guvernele lor. Aceste informații sunt valabile la momentul cunoașterii mele în septembrie 2021 și pot fi schimbate de atunci.